Tema arbitrajului a revenit în actualitate. Prestația brigăzii maghiare la partida Real Bayern ne-a revoltat pe unii dintre oamenii de fotbal din România. Acum depinde dacă sunt voite sau nevoite. Atâtea greșeli am văzut la arbitraj că nici nu mai vine să vorbesc despre arbitri. Eu deja am avut ceva împotriva lor. Dar se pare că unele sunt voite, greșelile altele nevoite. Hai să luăm partea bună a paharului, a partea plină. Că nu sunt voite, dar nu cred. Și ăștia Bayern München au dovedit că sunt o echipă care dacă îi lasă să joace, nu mai contează. Acasă, în deplasare, joacă foarte puternic, joacă și morți sunt periculoși, da, vis. Profesorul Aurelian Drăgan speră că arbitrii români să nu se molipsească de la Victor Cașei și colegii săi. Deocamdată nu au fost așa în ultima perioadă greșeli majore, dar mai au timp, nu e nicio problemă. Dar n-au fost, se desfășoare totul normal. Pentru că au fost câteva meciuri bunișoare în campionatul play-off și... E păcat. Nu poate spune nimeni că greșelile arbitrilor maghiari au fost voite, însă Cristiano Ronaldo a marcat golul de 2-2 dintr-un offside care putea fi văzut și din avion.